Știați că dragostea nu trebuie cerșită? Da, asta este o chestie pe care am realizat-o recent, relativ recent, când mi-am dat seama că în momentul în care oamenii care te iubesc, te iubesc pentru că ești cum ești, te iubesc pentru ceea ce ești, te iubesc pur și simplu necondiționat dacă te iubesc, nu trebuie să faci nimic. Să îți încalci principiile, nu trebuie să te transformi, nu trebuie să devii altcineva, nu te iubesc mai mult dacă vei învăța mai bine sau nu, dacă vei absolvi o școală sau nu, dacă vei fi bogat sau nu, dacă vei face ceva în ochii lor sau nu. Da, dragostea e chiar necondiționată. Când iubești un om, îl iubești pur și simplu. E exact la fel ca atunci când iubești un animal. Iubești o pisică pentru că o iubești. Nu o iubești mai mult dacă brusc și dintr-o dată îi se transformă blana din neagră în albă, să punem cazul Udi. Sau orice alt exemplu de genul ăsta. Nu, dragostea, efectiv, dacă stați să vă gândiți, nu presupune condiții. Oamenii care te iubesc, te iubesc pur și simplu și de-aia nu trebuie să faci nimic care să-ți facă rău ție, nu trebuie să îți încalci pe suflet, pe cuvânt, nu trebuie să faci lucruri care nu-ți plac pentru cei pe care îi iubești și nu trebuie să fii tot timpul la dispoziția lor. Ideea aia de people pleasing, când am înțeles că, de fapt, dacă sunt un people pleaser, oamenii nu mă iubesc mai mult, a fost foarte șocant pentru mine, pentru că mi-am dat seama că și dacă făceam tot ce voiau ei, cum voiau ei, când nu mai aveam nevoie de ei, mă aruncau. Mă dădeau deoparte. Nu mai eram bună. Când nu făceam ce voiau ei, eram o nenorocită. Eram cel mai rău om din lume. Dar cum să nu faci cum îți zic eu? Și dacă făceam ce voiau ei, a, bine, ai făcut și tu ce trebuia să faci. Știți? Și aia nu e dragoste. Aia este doar o relație toxică prin care aleg unii să trăiască. Dar noi trebuie fiecare, avem responsabilitatea și datoria față de noi, să ieșim de acolo și să trăim pentru noi. Nu pentru alții. Să trăim pentru noi și să trăim conform principiilor noastre și să trăim în așa fel încât să ne fie nouă bine. Și cei care ne iubesc trebuie să ne accepte așa cum suntem. Nu trebuie nici să ne facă să ne schimbăm forma corpului, nici să ne îngrășăm, nici să slăbim, nici să fim mai înalți, nici să fim mai eleganți, nici să fim mai cu părul scurt, cu părul lung și așa mai departe. Să ne vopsim într-o anumită culoare sau mai știu eu ce. Da? Aia nu e iubire. Când cineva te pune să te transformi, aia nu e iubire. Când cineva spune, a, dacă ai fi nu știu cum, te-aș iubi mai mult, nu, aia nu e iubire. Aia e tentativă de manipulare, aia e dorința omului respectiv de a te manipula, de a avea un cățeluș pe lângă el. Și, again, pentru mine a devenit clar în momentul în care mi-am dat seama că sunt un people pleaser și când am stat și am analizat și mi-am dat seama că, de fapt, dacă fac toate lucrurile astea, oamenii ăștia nu mă iubesc mai mult. Nu valorez mai mult în ochii lor. Și, de fapt, oamenii ăștia nu mă iubesc. Și atunci am renunțat. Și i-am lăsat în pace pe toți. I-am lăsat să plece așa. Să se ducă fiecare care încotro. Problema multora este că se tem că dacă nu vor face ceea ce le zic ceilalți sau ceea ce le cer ceilalți, vor rămâne singuri. Ghiciți ce? Oricum sunteți singuri. Dacă sunteți înconjurați numai de oameni care vă iubesc numai atunci când faceți lucruri pentru ei sau vă iubesc numai atunci când le acceptați condițiile sau vă iubesc numai în condițiile lor, ăia nu sunt oameni care să stea pe lângă voi. De fapt, sunteți singuri. De fapt, nu aveți pe nimeni lângă voi. Și mai bine singuri decât cu o astfel de persoane, pentru că astfel de persoane sunt toxice. Astfel de persoane ți intră în minte și după aceea ajung să spună că, a, păi nu ești bun de nimic. Pentru că nu faci cum vreau eu. A, păi nu ești bun de nimic, pentru că nu ai făcut lucrurile cum ți-am zis eu. A, păi nu te iubesc, pentru că n-am cum să te iubesc dacă nu faci chestia aia. În momentul în care veți înțelege treaba asta, vă veți elibera de foarte multe presiune. Și veți avea suficientă energie să vă uitați către voi și să vă iubiți pe voi. Pentru că dragostea nu e monedă de schimb.